Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Zalău, încheiat între municipalitate și operatorul SC Transurbis S.A., a stârnit un val de discuții aprinse în ședința de Consiliul Local din 12 noiembrie. Consilierii locali de la PNL au avut mai multe obiecții cu privire la sumele pe care le va primi Transurbis de la bugetul local, dar și cu privire la modul în care au fost calculate acestea. De cealaltă parte, viceprimarul Teodor Bălăjel și alți angajați ai primăriei au încercat să explice situația. Banii alocați de la primărie nu se vor mai da sub formă de subvenție, ci se vor factura serviciile, din câte observ. Dăm o întrebare aici. De exemplu, la preșcolari, școlari, studenți, cum s-a ajuns la această sumă anuală pentru 2019? Observ că este vorba de 5.781.720. Sigur că, așa, dacă o luăm tehnic, s-au înmulțit două coloane, numărul de unități, ori 60 de lei cât e abonamentul. Dar cum s-a calculat numărul de elevi? S-au luat în calcul vacanțele? S-au făcut cereri? Ce s-a întâmplat în luna octombrie? Pentru că această sumă este mai mult decât jumate din bugetul Transurbisului pe acest an. Deci la un buget de 9.400.000, noi acordăm pentru anul viitor 5.700.000 numai la acest capitol. Nu se mai fac verificări, cum ajungem, se facturează pur și simplu această sumă și noi acceptăm. Deocamdată prima întrebare. Mulțumesc! A încercat să vină cu lămuriri suplimentare un angajat din cadrul primăriei. Într-o ședință anterioară a fost aprobat costul pe kilometru sau cheltuielile aferente anului 2018 de către societății Transurbis, care a însemnat o creștere a acestui cost pe kilometru ca urmare a creșterilor salariale. Deci, în costurile care se regăsesc în acest contract, sunt acele costuri estimate la nivelul anului 2018, ultimele două luni, așa cum s-a aprobat în hotărârea anterioară. Față de contractul nou, deci aceasta este contractul vechi, aceasta este o diferență. O altă diferență este introducerea profitului. Deci, nou contractul, în baza regulamentului 370/2007, prevede obligatoriu ca operatorul să aibă un profit rezonabil. Acea cotă de profit s-a luat de pe site-ul Consiliului Concurenței Ajutor de Stat, unde raportat la durata contractului este prevăzut o cotă de profit cu care trebuie să lucrăm. Sunt niște rate adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru contractele de transport public. Acum, referitor la diferențele de tarif, atunci când noi am estimat în această anexă 7, această anexă 7, deci deocamdată este o estimare a ceea ce ne așteptăm că va trebui să plătim pe diferență de tarif. Deci va fi obligatoriu în baza regulamentului 1370 ca odată la 3 luni de zile noi să numărăm numărul de călătorii care se efectuează pe transportul public și acele cifre relevante la măsurătoare să fie utilizate pentru următoarele 3 luni. Urmând ca, tot așa, la 3 luni să facem aceste măsurători. Aceasta este o măsură provizorie până la data la care ne vom cumpăra sistemul de etichetare pe fonduri europene, care va asigura, printr-un soft specializat, numărarea utilizatorului în transportul public. Și ca urmare vom putea atunci să numărăm în funcție de tipul de abonament, respectiv de card, pe care îl vor avea utilizatorii, inclusiv de cei care beneficiază de diferență de tarif, vorbim aici de pensionari, vorbim aici de elevi și studenți. Liberalii au continuat însă șirul întrebărilor. Deci am făcut în 2016 măsurători. Da. La pensionari, mă gândesc, și la restul categoriilor, pentru că elevii și studenții, mă rog, și acolo aveau și jumătate, da? Și elevii au măsurat, dar sigur nu sunt atât de relevante, că acum deja sunt mult mai mulți. Cât ați venit la pensionari, câți folosesc mijloacele deci, de transport în comun.
Deci noi am zis, acum nu vă pot spune din memorie că ți-a venit. Cred că la elevi și studenți nu te contăm și lunile de vacanță, undeva la 3 luni, da? Deci, ca să ajungem la sumă de 96.362 de unități pe an, aia înseamnă toți elevii noștri, 10.800 și cât sunt, deși în vacanțe e o mică diferență și pe vacanță, zice pe anul, așa zice legea educației, că și în perioada vacanțelor se contăm. Să le decontăm tuturor, nu mi se pare corect. Pentru că sumele astea cu siguranță le vom prinde în bugetul transurbisului pe anul următor. Să prindem suma respectivă, ca și cum toți copiii folosesc la maximum în toate zilele mijloacele. Știm că nu este adevărat. Deci noi nu vom da mai mult decât diferența dintre venituri și cheltuieli la operatorul de transport. Nu știu, deci, pentru că deci, nu mai avem subvenție, ci vom nu, factura. E o mare diferență. Vom avea totuși compensația pentru serviciul public. Există în continuare. Deci acea subvenție care a fost până acum, acum se împarte în diferență de tarif, care este, are un regim separat, intră în calcul la operator la venituri și compensația. Deci vă încerc eu să vă lămuresc. Numărul de pensionari din municipiu, undeva peste 12.700 astăzi. Undeva 12-13.000. Numărul de elevi, iar 13.000, parcă 150 și ceva. Dacă sunt... Așa. Bun, acum s-a calculat cu o aproximație, având niște date și niște monitorizări. Sigur că noi vom face monitorizări când vom avea un sistem de ticketing. Evident că atunci vom folosi sistemul respectiv și decontările se vor face în conformitate cu înregistrările de acolo. Dacă până acum plăteam o subvenție așa calculată ca diferență între costuri minus venituri, sigur că eu m-aș fi bucurat să fi fost zero diferența asta. Acum plătim o compensație și o diferență de tarif. În diferența de tarif intră, de fapt, toate facilitățile, haideți să le spun așa, sociale, care le acordăm noi la persoanele cu handicap, la școlari, la pensionari. Dar pe lângă astea, vedeți dumneavoastră că sunt vorba aia cerințe și din partea cetățenilor, că le trebuie o linie nouă, că le trebuie linia 4, probabil, care o rentabilitate, nu știu dacă are rentabilitate și așa mai departe. Deci acolo va intra partea de compensație. Deci oarecum trebuie să fim de acord că după regulamentul ăsta și după decontările, în conformitate cu regulamentul 1370, elementele de cost și gestionarea lor va fi mult mai simplificată și mai bine structurată pe capitole. Nu înseamnă că, știu eu, prin simplu fapt că am aprobat noi contractul în conformitate cu regulamentul ăsta, de mâine veniturile la transurile vor fi cu tot. Noi sperăm că, odată cu achiziția de autobuze și așa mai departe, serviciul de transport să se îmbunătățească și mai ales costurile să scadă foarte mult. Din estimările noastre și din datele care le avem, am înțeles că costurile o să scadă până la 40% pe partea de flotă respectivă. Acum, sigur că contractul ăsta care vrem noi să îl prelungim astăzi se găsește, cum am zis, la Consiliul Concurenței în analiză. Data trecută, același contract care există și acum, trimis la Consiliul Concurenței, a fost la dânsii, iar acolo doar nu s-a schimbat practic nimic. Acum votăm acest contract sau suntem puși în situație de a-l analiza, în care diferă doar profitul, 2,60 ceva de lei. Asta nu înseamnă că dacă, știu eu, cineva e suprabugetat, noi vom fi aici, știu eu, și îi vom permite să cheltuie nejustificat niște bani. Dar tot așa de bine ați văzut că nu înseamnă dacă unele activități sunt subbugetate, noi îi lăsăm pe profesori, de exemplu, fără bani. Nu, din luna noiembrie nu mai avem bani, gata, am închis învățământul și nu mai finanțăm. Sigur că de-aia suntem puși aici periodic să analizăm situațiile astea și să intervenim. Deci, în buget, deja cred că în primărie începe să se lucreze pe bugetul 2019. Așa mi se pare normal, că doar nu o să începi în ianuarie. Eu vă rog să spunem că bugetul aferent 2019 la transfer este undeva la 9 milioane de lei.
Păi atât am avut. 9.381.000, așa bugetat. O să vedem cât va fi execuția pe sfârșit de an. Și când vezi un buget de 9 milioane și la un singur capitol ai 5.780.000 și nu știi cât va fi folosit, pentru că o singură lună avem gratuitate din octombrie. Avem date, cât s-au folosit, a fost nevoie de trasee noi, de autobuze noi, de personal. Ce s-a întâmplat în octombrie față de septembrie, de când am dat gratuitatea? Au venit cu costuri suplimentare sau nu-i cazul, dar noi punem 5 miliarde pe lună la dispoziție Transurbisului. Deci trebuie să avem grijă cum dăm banii respectivi. Un alt angajat al primăriei a încercat să clarifice lucrurile. Chiar dacă dânșii fac, noi trebuie să bugetăm conform anexei 18 să facem evaluarea acestui indice de satisfacție. Deci noi acum la început de contract nu l-am calculat pentru că n-am avut bugetat o sumă. Putem la final de an în contract, la final de an contractual, în anexa 12 este scris că la final de an se evaluează, se calculează, primăria își bugetează și evaluează indicele de satisfacție. Am înțeles, am înțeles chestiunea. Ce se întâmplă pe acel contract de finanțare, am început cu compania externă care să facă măsurătoarea, sunt de acord. Pe managementul calității trebuie să-și o facă intern. Și să-și facă, e foarte simplu, acolo unde dau abonamente, să pună un chestionar la care răspund cât răspund. Și pe aia se face un proces verbal la sfârșit de an, când e mare filozofie. Dar n-avem nici măcar asta. Deci, dacă îmi spuneți aici, la anexa 11, de ce e așa, eu sunt încântat. Da, apropo, mă scuzați că intervin fără să-mi dați cuvântul. Unde găsim pe site-ul Transurbisului programul Elimii? S-a lucrat luni de zile la site-ul respectiv. Eu știu că este programul pe site-ul Transurbisului. Și ce vreau eu să vă informez referitor la observația făcută de... Eu vă rog să verificați acum. La observația făcută de către domnul consilier Labo, într-adevăr, în managementul calității la Transurbis, va intra și gradul de satisfacție al clienților, al cetățenilor. O să se facă măsurători, pentru că în anexa 2, haideți să fim obiectivi, e prevăzut un mod de calcul acolo, în ceea ce privește gradul de satisfacție, o procedură, un standard, da, care reglementează acest lucru și o să se facă odată, începând cu ianuarie, o să fac și o să se introducă în proiectul respectiv. Da, poftiți. Da, eu încerc spuse, dar tot am înțeles acest aspect legat de decontare și sumă de producție la anexa 7. Dacă noi facem această decontare pe costul pe kilometru, atunci ce relevanță mai au aceste calcule legate de număr de unități, 60 de lei costul abonamentului, egal... Dom'le, asta e o cerință, o impunere din regulamentul 1370. Unde încadrez costurile? La ca și diferență de tarif sau la compensație? Deci, tot primăria va suporta. Că o suportă în diferență de tarif sau că o suportă în compensație. Deci, suma totală, compensație plus diferență de tarif, va fi egală cu subvenția de acum. Dacă noi monitorizăm și o să observăm că cei care beneficiază de serviciile astea sociale, ca să zic așa, elevi și așa mai departe, în urma hotărârilor de Consiliul Local, care le-am luat de comun acord toți aici, intră pe diferență de tarif. Sigur că nu toate liniile, cum au prezentat și domnul Labo și așa știu foarte bine și cei de la Transurbis, au o rentabilitate sau nu au. Dar eu trebuie să asigur cetățenilor mobilitatea în oraș. Și aici intervine partea mai ales de compensație. Bun. Eu vreau să supun proiectul 4 la vot. Cine-i pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? De 14 voturi am adoptat proiectul 4. Trecem la proiectul 5. Proiect de hotărâre prin aprobarea noii clasificări a străzilor din municipiul Zalău în raport cu intensitatea traficului și cu funcțiile pe care le îndeplinesc. Avizul comisiilor. Comisia juridică.
Comisia Economică, Comisia de Urbanism aviz favorabil, Comisia pentru Drepturile Omului, dacă aveți intervenții, dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc, voturi împotrivă, nu sunt, abțineri, nu sunt. Deci cu 19 voturi am adoptat proiectul 5. Trecem la proiectul 6. Discuțiile în contradictoriu au continuat. Baza studiului de fezabilitate pentru proiectul stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Zalău. Avizul comisiei, Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia de Urbanism, aviz favorabil. Dacă aveți întrebări, dacă nu sunt, poftiți, domnul Popan. Aici, tot la bani, articolul 5, se asigură susținerea unei contribuții financiare proprii de 10%, da. Precum și susținerea cheltuielilor neeligibile realizate în sumă de 31.000 de lei, precum și a altor cheltuieli neeligibile care pot apărea în cursul implementării proiectului. Da. Care sunt aceste cheltuieli neeligibile? Auziți, asta e o întrebare așa retorică, să ghicim noi în viitorul an, adică în 2019, când se va implementa acest proiect, să venim la fix cu toate cheltuielile neeligibile. Pot apărea niște cheltuieli, doar lucrați vorba aia în industrie și știți că apar niște cheltuieli neeligibile. Eu m-aș bucura ca bugetul ăsta să fie foarte la fix, foarte bine pus pe capitole de cheltuieli și așa mai departe, dar atunci când de noi accesăm un proiect pe fonduri europene, o valoare oarecum nu-i chiar mare asta, 700-800 de mii de lei. Totuși e foarte mare, dacă vă spun raportat la cât din taxe și impozite revin bugetului de dezvoltare într-un an. Și noi cuantificăm valoarea cheltuielor neeligibile. Da, și probabil că pot fi plus, minus 2, 3, 5 mii. E foarte greu ca astăzi să cuantificăm noi, știu foarte exact, ca să zic așa, niște cheltuieli neeligibile care se vor produce în viitor. Da. La proiect sunt atâtea. Poate să mai apară ceva. Ceea ce ghidul de finanțare prevede ca și cheltuială neeligibile este franșamentul. Franșamentul la postul de transformare. Și SF, această valoare a fost estimată la valoarea de. Ca urmare, dacă la faza de PT apare o cheltuială 2 în plus sau minus, în această idee, modelul de proiect de hotărâre spune să acoperim toate cheltuielile neeligibile. Noi acestea le-am identificat și am pus că dacă mai apare un leu sau doi la PT, deci nu sunt alte categorii de cheltuieli neeligibile decât acestea. Aveți, nu? Bun. Am înțeles că s-a găsit orarul de transport public. Dacă la divers aveți ceva... Bun. Haideți, poftiți, domnul Popan. Domnul Popan, mai aveți ceva de adăugat? Bun. Haideți să supunem la vot proiectul 6. Cine e pentru? Da? Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Bun. Cu asta declar ședința închisă. Cu 19 voturi am adoptat proiectul 6. Eu vă stau la dispoziție la colegii cei care s-au abținut, pentru lămuriri suplimentare vis-a-vis de contractul la Transurb. Nu știu de ce întrebați, dar eu cu ședința închisă, pentru că chiar dumneavoastră ați votat. După aproape o oră de discuții, proiectul de hotărâre a fost votat cu 14 voturi pentru și 5 abțineri. We'll be right back.